La MADR a continuat seria întâlnirilor cu reprezentanții mediului asociativ. Au urmat la rând reprezentanții apicultorilor, cei sectorului avicol și trimișii crescătorilor de suine și ovine. Colegii mei de la știri vor veni imediat cu mai multe detalii. Eu vă spun concluzia. Expertiza mediului asociativ va sprijini ministerul în conturarea unor politici agricole în beneficiul fermierilor. Am citat din comunicatul oficial emis după această ultimă rundă de discuții. În deschiderea discuțiilor cu reprezentanții sectorului apicol, secretarul de stat Emil Dumitru a evidențiat utilitatea organizării acestei întâlniri pentru cunoașterea problemelor din domeniu. Totodată, demnitarul i-a îndemnat pe membrii asociațiilor să propună un mod de lucru pentru stabilirea unui grafic de măsuri și acțiuni concrete. Directorul Direcției pentru Politici în sectorul Zootehnie din cadrul MADR, a informat că valoarea sprijinului dedicat apiculturii din România va crește la peste 31 de milioane de euro pentru cei trei ani de derulare a programului de susținere a apicultorilor. În cadrul celei de-a doua întâlniri cu reprezentanții sectorului avicol, același secretar de stat a subliniat că acest sector a înregistrat un progres semnificativ, specificând totodată că este necesară prioritizarea reproducției. Referitor la combaterea practicilor comerciale neloiale, asociațiile au propus o colaborare interinstituțională mai strânsă în vederea asigurării unui mediu concurențial corect. Printre problemele și prioritățile sectorului ovin puse în atenția mea de re, se numără înființarea camerelor agricole, elaborarea unui program pentru atragerea tinerilor în zootehnie, revitalizarea liceelor agricole, modificarea legii pajiștilor, concesionarea pășunilor, sprijinul cuplat zootehnic, crearea de facilități pentru comercializarea produselor. În încheiere, ministrul a transmis că MADR acordă o atenție deosebită zootehnizării agriculturii și procesării produselor agricole și încurajează asocierea fermierilor pentru ca aceștia să beneficieze de facilități și să înregistreze progres și competitivitate.